plouă. Zece și 20 și am ajuns la cazare. Numai că afară plouă, am venit în Câmpul Lung să facem și noi un traseu pe Iezer. Pe Iezer, să urcăm la lacul Iezer. Zicem noi mâine, dar să vedem dacă ne lasă vremea. Noapte, ne pregătim să plecăm pe traseu. Abia acum o să răsară soarele și da, noi dăm bătaie. Wow. Pregătit pentru o zi în Iezer? Pregătit? Da. Și mie îmi tremură mâinile. De frig. E un frig de... Am trecut de cabana Voina. Trecem peste un pod. Deja vedem culorile muntelui. Se văd și niște căței în față care latră. În dreapta se face de pe pod. În dreapta se face drumul spre cabana Cuca de la cabana Voina. Iar în stânga, unde e Dan, este drumul spre Iezer. Cât zice? Păi zice 4-5 ore, dar noi cred că o să facem. Unde mare? A, 4-5 ore pe punct albastru, da. Da, și dacă ne întoarcem pe cruce, 5-6 ore, zice. Deci o să facem, cred că, 12 ore. Da. Iar în dreapta, cum v-am zis, este spre cabana Cuca o oră, drum prin pădure foarte frumos și apoi să urcă spre vârful Păpușa. Aici suntem noi, cabana Voina. O să mergem pe punct albastru până la refugiul Ieză, 2135. Pe urmă vedem, poate urcăm și pe Iezărul Mare în funcție de timp, 2461. Ne întoarcem înapoi la refugiul Ieză. Și coborâm pe crucea albastră, care e un picut mai lung. Asta e planul zilei de astăzi. Vedem ce ne iese. Cam așa începe traseul. Foarte frumos. Iar simfonia culorilor de toamnă e extraordinară. S-au colorat frumos, frumos munții. În stânga avem Râușor, Târgușor. Râușorul Târgușor. Cum așa se numește? Târgușor, da. Așa se numește. Am lăsat mașina și am pus picioarele în funcțiune. Le vom pune oare în șir astăzi, în funcțiune. Hai, că ne prinde noaptea! Am plecat pe noapte de la cazare, din Câmpul Lung. Pe la 6:30 am plecat de la cazare. Pentru că drumul dintre Câmpul Lung și cabana Voina e drum de șosea. Se poate face cu orice mașină, că e șosea asfaltată.
ajuns și la bifurcație. Am făcut cam vreo 50 de minute cu tot cu pauzele pe care le-am mai luat pe drum până aici. În acest punct se bifurcă cele două trasee. Unul e la stânga cu punct albastru sau cerc albastru pe care plecăm noi 3 ore spre refugiul Iezer, iar celălalt pe care ne vom întoarce, crucea albastră. Vezi că aluneci. Da. Începutul ăsta de traseu e extraordinar de frumos și se poate face de către oricine vrea să petreacă puțin timp în natură, să se bucure de peisaje frumoase, ape, podețe. Uitați, și acum se merge așa printr-un râuleț. Foarte frumos este. E de vis acest traseu. Cel puțin până în acest punct. Vă recomand să veniți să petreceți un timp de calitate respirând aer curat, bucurându-vă de peisaje, făcând mișcare în natură. Uitați cât de frumos este. Trebuie să trecem. Uite, acolo e semnul. Noi trebuie să trecem peste râușorul ăsta, care nu prea avem pe unde să trecem, că este... E cam mare, cred că a plouat și s-a mai umflat.
Gata, așa am început urcarea. Am trecut peste toate zonele alea de apă. Le-am traversat. Ba prin podețe, ba prin apă direct. Eu m-am și descălțat la un moment dat, ca să pot trece, că mi-era că mă ud oricum. M-am udat pe colanți, pe bocanci, pentru că e multă umiditate. Oricum e umiditate în pădure. Au mai plouat și azi noapte. Până în punctul ăsta sunt aproape 5 km unde suntem noi, unde începe o urcare mai ușoară. Este ușor traseul până aici. Este frumos. Peisajele sunt foarte frumoase. Oricum, indiferent de anotimp, sunt frumoase aici. Dar toamna chiar sunt un spectacol. Pe aici mergem, astea sunt ude și sunt destul de înalte. Trec de brâu. Să mai stăm să ne bucurăm și de peisaje. De-aia facem noi timp mai mult. Pentru că vrem să ne bucurăm cât mai mult de aceste peisaje, de aerul curat, de liniștea asta. Efectiv nu ne auzim decât noi, păsările, apele care curg de pe munte și cam atât. Și miroase extraordinar. Avem și semnul în față, punctul albastru. Facem gălăgie. Să gonim ursul. Că suntem singuri. Cel puțin deocamdată. Ai idee cât s-a făcut ceasul? Nouă jumate. Oho, nouă jumate? Mergem de... O oră jumate, cam așa. O oră 50, 5 km. Aha. Avem de urcat, oricum suntem la... 1300 aproape. Aha, 1300? Da. Și am urcat 320 cam. 320 am făcut ascensiune? Da. Am făcut ceva. Păi da, nu e foarte multă. 970, 200 și ceva. Da. Da. Frumos. Frumoasă zi avem astăzi. Da, cred... nu începuse promisător. Da. Și cred că de data asta ne primește frumos iezerul. Da, ne primește la el acasă. În sfârșit. Începem să lăsăm pădurea de foioase în urmă. Și ajungem în pădurea de... Pădure. De brad. În pădurile de brad. Se vede și semnul. Ne-am încălzit. Deja ne-am încălzit foarte tare. Hai că urcăm de... Ne de două rău. Ore. Da. Și... Panta a devenit din ce în ce mai abruptă și treaba e că nu suntem nici, cred că, la jumate? Nu, no, nu cred. Okay. Nu m-am uitat da. Pe unde da, suntem, dar mai e destul. Da. Traseul este mediu spre dificil. Adică nu e chiar așa floare la ureche. Partea de început e ușoară, oricine o poate face. Da.
Acum începe să devină mediu. Da, și după care... Și o să ajungem și în zone mai dificile. Dificil că deja nu mai e energie. Da. Că nu e expus, nu trebuie, da. Nu e zona cu lanțuri. Oricum, cred că ne oprim la lac, la refugiu și ne întoarcem. Da. Vremea e frumoasă. Este, este. Am lăsat foioasele în urmă. Am ajuns în zona de brad. Da. Nu mai sunt peisajele alea, dar și astea sunt frumoase. E verde aici. Da. Aici, aici e verde. Da. E plin de mușchi. Da. Nu mai e galben, roșu. Gata. Gata. Haide, la drum. Vorbim cam mult. Cum ești? Bine. Bine? Da. Ne apropiem de zona jepilor. Da. Încep să se zărească și culmile munților Iezer Păpușa. Hai, la drum! Auzi? Pe acolo, pe acolo? Da, pe aici. E, de aici? Nu mai treci pe refugiu, faci în dreapta. Uite și traseul. Și tot drumul a fost și acest marcaj roz. Ba pe pietre, ba pe pomi. Hai că ne-am păcălit. Că n-am ajuns în jepi. Suntem tot în pădure. Da. Mai avem. Mai avem ceva, nu foarte mult. Dar stăm bine cu timpul. Ne aștepta de bine. Pentru că am stat pe traseu și am făcut poze. Spre deosebire de traseul din Ciucaș, acesta e plin de apă. Inclusiv la refugiu e apă, nu trebuie să cărați deloc. Avem tot timpul apă în dreapta. Nu cred că mai avem mult până la zona jepilor. Încep să apară și șnepenii. Prea mult nu mai avem până la refugiu. Suntem tot singuri. Nu ne-am întâlnit cu nimeni, nici nu a coborât, nici nu a urcat nimeni. Am ajuns în sfârșit în zona jepilor. Da. Urcăm printre șnepeni, e unul cu și mai accentuat. Și seamănă cu urcarea aia pe retezat. Da, da, da. O găsiți dacă în videoclipul dacă nostru. Dacă ați văzut retezatul, da, tot așa, urci pe lângă o apă și cu șnepeni pe lângă tine. Oricum, apă nu vă luați, că aveți aici... Nu-i nevoie să cărați dacă veniți pe Punct Albastru. Cărați degeaba. Deloc. Cărați, da, și bine, bănuiesc că e și bună de băut. Este. Este, da. Pe acolo e traseul Crucea Albastră, pe care vom coborâ noi. E mai sus decât ăsta unde suntem acum. Am găsit un panou pe care scrie luați lemne. Probabil pentru cei care noptează la refugiu Iezer.
deci azorim crestele. S-a făcut cald. Este sufletul din noi. E și cald. E cald, da. Umiditate crescută, arde soarele. Da. Am rămas la tricouri cu mânecă scurtă. Oricum nu mai avem. Uite, să văd și bucegii. Da. Să vede releu acolo. Da, de la coști, da. Da. Piatra Craiului, o bucățică. Leauta. Gata! Am ajuns la refugiu! Da, am ajuns. Trebuie să vedem și lacul. Refugiul vedem. După 4 ore jumate și... Peste 9 km. Da. 1100 diferență de nivel. Am ajuns. Am ajuns, mă. Bine că am ajuns, că deja e... Stăm bine cu timpul. Oricum aici vom face o pauză să mâncăm ceva, nu? Da. E 12 și un sfert. E cazul să mâncăm și noi ceva. Și noi ceva. Ne întoarcem pe partea cealaltă unde facem vreo 4-5 ore întors. 4-5 ore, da. Are și panouri. Ăsta e refugiu Iezer. 2135 de metri. Păi, am plecat la nici 1000. Uite, construit de Admir în 1939 pe terenul donat de avocatul Vișoiu Cornățeanu. În amintirea alpinistului Petre Cațian, mort în 1935 într-o avalanșă în munții Bucegi. Iar în 1974 a fost refăcut. Da, e frumos aici. O să vedem și lacul imediat, nu se vede de aici. Păi, n-am putere. Stai. Hai, mă, tragi. Păi, n-am putere. Trage mai tare, mă! Păi n-am mâncat și de-aia. Decât banane. Bă, asta e groasă rău de tot. Că zice trage. Așa, mă, trebuie o mână de bărbat. Hai să vedem ce e înăuntru. Suntem singuri și aici. Avem și lemne. Da. De-aia zicea, luați-vă lemne. Uite, sunt lemnele din... Uite, are și sobă, are o masă. Aici o masă unde poți să mănânci. Stânga-dreapta două camere. Hai să vedem pe asta din dreapta. Oh, e încăpător. Oh, da. Și jos, și sus. Hai la priciuri. Poate dormi multă lume aici. E și o sobă. Păi are sobă și aici la intrare. Da, e și aici. A, sau da. E continuarea sobei de acolo, să încălzească da, și da, aici. Mă. Are corespondent acolo. Dar uite, lumea și-a lăsat ambalajele, cum a mâncat, cum a fumat. Urât. Uite, și pe jos a aruncat ambalajele. Ce să zicem? Da. Aici? Tot la fel. E o grămadă de spațiu. Este spațiu mare, da? Chiar este. Am putea să venim și noi. Odată să dormim aici.
Și nu e nimeni. Are sobă și aici. Da. Păcat că... Uite, își lasă gunoaiele. Uite unde suntem. Vezi? Uite, aici suntem. Refugiul Iezer 2135. De aici venim. Pe punct albastru. Și de aici, de la refugiu, vom urca pe Crucea Albastră și pe urmă vom coborâ pe Valea Bătrână și pe la Stâna Iezer. A, și ne întâlnim cu traseul pe care am... Pe care am venit, da. Am venit, da. Și va rămâne ulterior să facem creasta asta. Cu Iezerul Mare, Iezerul Mic, Iezerul Mare, Vârful Roșu, culmea Priscanu, Muntele Bătrâna și tot așa. Gata, rămâne în plan asta. Da, Păpușa, ți-a ajunge până la Păpușa. Hai la lac. Mergem și la lac. Să admirăm și lacul. Admirăm și priveliștile care sunt extraordinare. Păcat că nu este foarte senin. Bate și vântul aici. Chiar bate destul de tare. Până la urmă suntem la 2100. În dreapta refugiului se și vede semnul. Este traseul spre Crucea Ateneului și apoi se urcă spre Iezerul Mare. Până la Crucea Ateneului e jumătate de oră și încă vreo jumătate de oră până la Iezerul Mare. Dar noi nu mai urcăm. Păi nu, că suntem la limită cu timpul. Și oricum vrem să stăm aici pe malul lacului să luăm și noi masa. Uite, lacul. Lacul zici că e un ochi. Un ochi verde. Ce culoare frumoasă are. Da. Hai că am găsit un loc frumos aici. Adăpostit. Suntem lângă lac. Și dai vrem să luăm fric. Și noi masa. Că până acum am mâncat doar fructe. Și nu avem noi prea multă mâncare, dar am zis totul să vă arătăm. Avem sana. Ăsta e prânzul nostru. Sana de fiecare și cu chifle. Iar desert ne-am luat la noi napolitană, ciocolată, biscuiți. Am luat și un mix așa de semințe cu ceva fructe uscate. Cam asta e meniul cam nostru. Cam asta, cât o sana de fapt. Și am mâncat fructe. Da, dar eu cam alunec aici. Eu stau foarte bine. N-ai găsit mese și scaune? N-am găsit. Hop. Dacă mai cade și sana la vale, mâncăm doar semințe de alea.
Gata. Am am plecat de acolo. Plecat de acolo că trebuia nu mai să ne mișcăm, că da. Am înghețat de tot. Gata, da. Gata, mă, vine iarna. Păi ce să mai ai? Nu mai poți să stai că... Păi e sfârșit de octombrie, ce mai ai? Da. Oricum, vremea a fost super frumoasă. Da. Ce am transpirat pe urcare, dar ce am înghețat noi acum la masă. Am mâncat și am plecat. Da. N-am mai stat pe la am lac. Am umplut sticlele cu apă. Da, păi că pe coborâre nu cred că avem deloc apă și atunci ne-am luat, nu știu, vreo 3 litri amândoi. 3 litri amândoi. Nu e chiar așa de cald să bem prea mult. A, uite, mai vine cineva. Da, mai erau 3 băieți aici și văd că mai urc acum un băiat și o fată. Da. Și... Credeam că suntem singuri, da, dar nu suntem singuri. Da, până acum n-am întâlnit pe nimeni. Acum să vedem pe coborâre, dar nu cred că nici acolo nu găsim. Da. Hai la drum, că mai avem vreo 4 ore, hai să zicem 5. Zicem noi, taman la apusul soarelui ajungem. E deja 1 și ceva. Da. Mai avem. Pe ăla mergem noi. Așa. Da. Mergem, da. Mergem, da. Mai avem 4 ore, zice. Aici, noi să zic că facem 4 ore jumate, e 1 jumate. Și cât vine? 5 jumate, 6. 6. Suntem la mașină. La 6 da. Și 10. Apune soarele. Mai avem 10 minute să ne băgăm rucsac în mașină și să o tăiem acasă. Bine, la cazare. Uite, refugiu. L-am lăsat în spate. Lăsăm și vârfurile în spate. Și am început coborârea cu o urcare. Da. Deci te doare mintea, mai avem de urcat aici. Mai e puțin de urcat, dar urcăm de ceva timp. Da. Că n-am urcat destul. 1100. Cred că diferența de nivel se ridică pe la vreo 1200. Cam așa cred cu ce se urcă aici. Da. Pentru a coborâ. Am zis eu că nu e cine știe ce coborâre. Dar suntem abia la 1900 și mai avem până pe la 1100 și ceva. Deci aproape 1000 de metri avem de coborât din momentul ăsta. Și am plecat de ceva timp de la refugiu și de la lac.
Coborâm în draci. Ne rupem picioarele pe aici. Coborâm în draci aia mari. Coborâm în draci aia mari, da. Hai de noi. N-am luat și noi traseul ăla mai scurt. L-am luat pe ăsta mai lung, că ăsta mai și ocolește. Ne-am mai și urcat pe un vârfuleț. Dacă era să coborâm pe unde am urcat, făceam doar 3 ore. Așa am luat pe ăsta, să ne săturăm. Gata, intrăm și în pădure. Suntem pe la 1700. Peisajul este diferit de cel pe care l-am avut la urcare. E frumos și pe aici. Ce fel începe pădurea? Straniu. Sunt brazi uscați. Nu-mi place deloc pădurea asta. Pare înfricoșătoare. Unde are brazi ăștia uscați. Fără niciun fel de verde pe ei. De jur împrejur, brazi uscați. Asta s-a și rupt. Oh, sper să se termine cât mai repede pădurea asta, că nu-mi place. Pare înfricoșătoare. Ce găsim noi aici? Hai, Dănuț! Hai, dă-mă, că ne prindem noaptea! Ce fel de ciuperci sunt crescute pe pomul ăsta? Zici că sunt scoici. Ce ciudat arată. Și foioasele tot așa sunt. Ca și brazii. Sunt uscate, arse până la jumătate și abia pe urmă au frunze. Arată ciudat.
toată jumătatea de coborâre asta a arătat ciudat. Coborâm de ne vine rău. Mai avem vreo 300 de metri de coborât. Și da, e foarte abrupt. Da. Ce ai găsit, mă? Și să și alunecă. Da, păi da, e din cauza la frunzele astea. Sub frunze sunt conuri de brad. Da. Mai bine de jumătate de traseu a fost cu conuri de brad pe jos și se alunecă pe ele, fiind și abrupt. Da. Se cam duc picioarele, trebuie foarte mare atenție. Da. Ce ai găsit, mă, căcat de? Urs! Au fost câteva și proaspete. Da. De-a lungul traseului. Ci că nu de la drum, dar chiar pe drum era. Da. Și, na, trebuie să fim atenți. Păi nu suntem decât noi pe aici. Na. Au mai fost trei băieți, au coborât în față. Cu care ne-am întâlnit la refugiu, la lacul Iezer. Au coborât în fața noastră, că noi am mai stat la o filmare, la o poză, la o astea. Oricum, stăm bine cu timpul. Da, stăm bine, da, ajungem pe lumină. De data asta nu ne-a mai plouat și ajungem și pe lumină. Super! Iezerul ne-a primit frumos. Cred că asta o fi ultima coborâre, dar te ia cu amețeală când vezi cât mai ai de coborât. Ai grijă că nu știu ce-i pe sub frunzele alea. Sunt pietre, a? Da. Și alune. Da, alunești pe frunzele astea, că e și umed pământul, că dacă a plouat azi noapte. Iar pe sub frunzele astea nu prea știi ce e.
Of. Am luat o pauză că o suntem pauză terminați mică, da. De genunchi. Da, am coborât. De gleznoi. Mamă, de și ce de am degetele coborât? De la da. Picioare. Da. Da. Și am ajuns unde S-au separat cele două da. Trase, cel pe care am urcat și cel pe care am coborât. Deci urcăm, recapitulăm, urcăm pe punct albastru și coborâm pe Cruce Albastră. Da, mai avem 4 km, ajungem la mașină fugim și acasă. Mâncăm o supă, o ciorbă. Ne oprim la o supă, da, da. Nu, așa ne place să mâncăm când da, coborâm a devenit munte. Tradiție, da, când vii de pe munte după atâta timp. Ne oprim la o supă sau la o ciorbă, depinde da. Ce găsim, nu contează. Oricum, am făcut 8-9 ore, nici nu mai știu cât cam am făcut. Cam așa, vreo 9 ore. Da. Are cam aproape așa. 1300 diferență de nivel, adică urci și cobori. Și asta până la lac. Da. Că dacă urcam și până la Iezer... Dacă mă urcam pe la Cruce sau până la Iezer, era mult mai... Oh, mai aveam încă mai vreo 400, cred că. Da, da, mai aveam. Așa da. Că... Bye! Bye! Vă mulțumim pentru vizionare și că ați rămas alături de noi!